mai mult, voilà. A treia cursă. Aia e bestia. Și lângă el cealaltă bestie. Atât utilajul, cât și driverul. Pentru driverul ăsta vreau să lăsați un comentariu, să-mi spuneți dacă mai aveți și voi așa driver roșii prin fermă. După cum puteți vedea, puterile sunt toate aici, foarte dezvoltate. Suntem pe metereze, combina se află în brazdă, așteaptă fiecare la punctul lui. A, uitați, românesc adevărat. O forță. Bine, a întins bunkerul. S-a umplut, 30 de scarce. Și românescul este pe fază.
Și revenim la lucrurile mai serioase. Mergem în capul celălalt unde se află și remorca. Am reparat și combina și tot. A văzut, se circulă repede pe aici. Producția este o producție bună. Și băieții aleargă. Eu azi stau mai pe filmat, așa. Vreau ca vlogul să iasă de calitate. Avem aici oameni la ciocălăi. Zici și porumb, păpușoi, foc, cum vreți voi să spuneți. Da? Merg, fac de acum cadrele din dronă, fiindcă am timp să sunt băieții. O să decolez cu drona și o să zic chiar de acolo, dar videoclipul o să continue. Așa că nu te speria, poți să te abonezi chiar acum, în colțul din dreapta, de jos, pe televizor, unde ești tu. Să lași un comentariu și un like. Ne îndreptăm acum puternic dezvoltat spre celălalt tractor, să scoatem niște cadruri super pentru Instagram-ul meu, Madalina Agro _ John Deere. Și pe TikTok, cum bine știți cu toții. Parcela aceasta este o parcelă ceva mai slăbuță, în schimb producția este bună. Am avut o îmburinare masivă cu șovar, dar încercăm să scăpăm de această problemă prin cultivarea următoarei culturi cu grâu și în prealabil erbicidarea în vară cu Total. Da? Deci noi lucrăm pe norme maxime. Să fie treaba bună, așa cum ne place nouă, fiindcă de-aia ne trezim și de-aia muncim. Și dragii mei prieteni, am revenit la treabă. Vlogul cu este în continuare. Făcând o precizare la începutul videoului, nu v-am spus chiar producția exactă, încă un inginer bun știe să facă un calcul rapid, 70.000 de plante, ori o greutate medie a ștuletului, producția este una ok, am avut noroc de precipitații, în schimb ne omoară prețul foarte mic, fiindcă de-abia scoatem investiție mult spus, dar rendea este mare în acest an, prețul mic la cereale. Dacă nu aveam o producție decentă, falimentul poate că era aproape. Dar am avut noroc de ploi și am avut noroc de tehnologie aplicată cu cap. Ne pregătim acum să plecăm spre încărcat, fiindcă bunkerul e aproape gata. Azi nu mai sunt cu remorca cea mare. Sunt cu remorca sigur Madalina Agro pe spate. O să vă urmă mai târziu. Până la anul vreau să mutez pe toate stickere, fiindcă sunt mult mai fani în trafic. Așteptăm. Așteptăm să întindă jnecul. Uitați câte lume se află la Coceni. E berea mare. Dar bine că lumea încă mai muncește și își face provizii pentru iarna. Da, acum ne ținem după combina, fiindcă este gata de umplere. După calculele mele, în câțiva metri ar trebui să oprească, să întinde jnecul. Vedeți cum vedea, este un porumb bun, o densitate cât de cât uniformă. Cotolan. Mulțumim lui Dumnezeu că n-am avut parte de secetă. Dar să vedem cum o să pregătim acum pentru cultura următoare, fiindcă la noi s-a instalat seceta din vară, foarte abundent, n-am mai avut precipitații absolut deloc. Și acum cu pregătitul pentru grâu și pentru rapiță, cel puțin rapița stă în pământ ca în sac. N-am mai avut pic de ploaie și nu a avut de om să răsară. Sperăm că săptămâna asta
dacă ar ploua, am avea șansă și de o cultură de rapiță, fiindcă este 15 septembrie, dacă ar ploua până la 20 și ceva, o lună octombrie este o lună destul de călduroasă, am avut ani în care am semănat și în 1 octombrie și am făcut rapiță. Cel mai important lucru este să răsară și să-i dea cele două frunze. Nu cele două dicoteile, să zic cele două frunze reale. La rapiță am mers pe hibrizi de la Decau și o mică parte Umberto de la Caves. Uitați lumea la ciocolăi, păpușoi, purom, cum se spune la voi în zonă. Chiar sunt curios să scrieți în comentarii cam care e forma din zona dumneavoastră, fiindcă am văzut cam urmăritori din toate părțile țării. Chiar am avut unele comentarii și din Germania și din Polonia. Nu mă așteptam la așa ceva, la comentarii externe. Da, să merge repede să vedem dacă am pățit sub lunul. Din grebele am mai țin minte. Da, și ne apropiem să mergem iar la descărcat, adică să se umple combina. Dar ceea ce vreau să spun este că tocmai am citit comentariile de la clipul de săptămâna trecută și unul dintre abonați mi-a spus că doar clickbait, zero tehnologie prezentată în clipuri. Să știți că fermierii nu sunt obligați să prezinte tehnologiile. Eu că am plăcerea și că vreau și că pun și că vreau să ajut și las fermieri să facă și ei tehnologie sau să învețe sau să modifice o parte din tehnologia lor, asta este cu tot o altă parte. Da, în clipul ăla nu, chiar nu am precizat nimic de faptul de tehnologie aplicată la cultură, da? Am spus că este un porumb de la Syngenta, Parcă, Maxim și lucrul ăsta și am spus că este un nou record, că producția a fost foarte bună, dar nu am zis în titlu, vai, astăzi vă prezint producția sau tehnologia pe care am aplicat-o eu. Da? Deci nu vreau să se înțeleagă de rău că am scris eu în videoclipul trecut ceva și nu m-am ținut de cuvânt. La mine cuvântul este cuvânt. Titlul a fost recoltă record la porumb și aia am arătat. Dar nu neapărat că nu pot despre tehnologia. Cum aș ar zice, vă prezint cel mai mare tractor din lume și nu spun câți cai are. Dacă eu ți-l prezint, ți-l arăt. Așa a fost și acolo. V-am arătat la anul, v-am arătat în dronă, v-am arătat ce am făcut în ziua. Aia înseamnă un vlog. În clipul de azi, da, v-am spus cu densitatea, v-am spus că am prășit de două ori, îngrășăminte la semănat. Și în clipul trecut am zis de foliarul de la cei de la Vuxal, da, deci cred că am spus destule față de alții vlogării agricoli. Ca tehnologie, ce mai mult mie îmi place Vuxal Zinc, fiindcă scoate planta din stres și o ajută să facă o masă hectolitrică foarte mare. Am recoltat cu masă hectolitrică 75 porumb, ceea ce poate alți colegi agronomii nu au masa asta hectolitrică nici la greu, ca să nu fiu rău, doar că comentariul ăla m-a stânjenit un pic, așa, m-a frapat. Nu cred că și avea rostul, dar nu e bai, mergem mai departe. Noi să fim sănătoși și producții să avem. Ne aflăm la bunkerul 2 și o să urmeze să mergem să descărcăm. Cea mai interesantă parte la noul traseu de azi este că vom urca o pantă foarte abruptă unde am făcut un drum noi
acum ceva timp. O să-l vedeți. Cred că o să fie ceva de bătut la el. Dar eu, una peste alta, cu bestia asta de tractor, cred că urcăm. Nu este bai. E foarte în pandă și în scurt, apă mult în grâlă și nu ne permite să o luăm cu elan. Dar vedem pe parcursul videoului ce facem. Gata și bumperul numărul 2. O să mă așteptăm un pic. Punem și al treilea buncăr și vom continua spre fermă. Este ora 14, duminică, lucrăm cu drag și spor. Da, nu este bai. Treaba să meargă bine. Și trebuie să meargă. Adică nu poți să faci performanță dacă te uiți la ceas. Și de aceea trebuie să muncim. Da, și cum am spus, tocmai ce a descărcat, nu ne mai tragem pe drumul ăla, poate doar voi, dar acum am apucat să mergem pe ăsta de asfalt, fiindcă am oprit să mănânc și să ajung înapoi la combine, că posibil să fie deja plină. Și pe asfalt ajung mai repede față de câmp. Da, o văd aici în depărtare. Se pare că nu este plină. E cealaltă remorcă încă acolo. Îi dăm ușor și bine. Semnal regulamentar, ne asigurăm. Tereze toată. O să opresc aici până când alimentăm iar. Mai și celălalt tractor și staționăm până pleacă el. Și urmez eu iar la încărcat. Ok, ne aflăm de momentul reumperii. Aici băiatul acesta a mers mai încet pentru a face poluage de coceni. Le permite oamenilor să facă mai repede grămezile. E bine să fii bun. Dacă ești bun, îți dă și Dumnezeu înapoi în zicit. Asta să nu uitați.
curge, curge. Și se duce. Bine, acum o să pun doar două buncăre ca să ajung mai repede și vom merge tot pe drum, dar mai de vreme pe câmp și de tot ne vom întoarce tot pe aici. Da? Și dacă ai ajuns până la acest moment a videoclipului, nu uita să te abonezi dacă nu ești, fiindcă lucrul ăsta mă ajută cu cât mai, mai mulți abonați, cu atât ratingul canalului crește și cu cât am mai multe like-uri, cu atât videoclipurile în sine cresc. Mersi mult de Da, da, da! Și clipul continuă, suntem pregătiți, bunkerul se vede de aici deja plin, combina trebuie să oprească din moment în moment, vom pune bunkerul ăsta și o tirăm repede, repede către basculare. Ne punem cât de cât pe poziții, cum v-am spus. Deja combina ieșit în brază, lăsa să întindă jnecul să vedem unde oprește. Mai întinde și noi jnecul ăla? Guys, nu vrei tu, da? Gata. Și cu toate acestea, băieții mei, ne-am întâlnit și cu celălalt tractor. Sper că v-a plăcut cu clipul acesta. Vă mulțumesc tuturor, mai ales celor care ați văzut videoclipul de la început până în acest moment. Puteți intra pe pagina canalului și căuta alte videoclipuri. Eu am unele mai interesante, unele mult mai interesante, depinde acum de gusturi. Dacă nu ești abonat, nu uita să te abonezi. Un like și un comentariu mă ajută foarte mult. Dacă ai putea să distribui și acest videoclip, ar fi cu atât mai bine. Adică asta îmi arată că tu mă ajuți și că îți place ceea ce fac. Cu toate acestea, vă salut al vostru Mădălin Agro. Imediat după ce închid camera, am să vă las atașat câteva cadre și din drona. Sper să vă placă. Multă sănătate tuturor. Ne vedem cu bine și sper să ne vedem cu bine în următoarele vloguri.